Aș vrea să prefațăm puțin ceea ce se anunță, chiar se anunță meciul, nu știu dacă al sezonului, dar al începutului așa de sezon, cu siguranță este. Avem primele două ocupante din Premier League, meciul va fi pe Telecom Sport 1, dragi prieteni, va fi duminică la ora 18:30. De menționat că veți urmări acest meci dacă aveți acel pachet plus și vă invit să intrați pe site-ul telecom.ro/plus. Acolo găsiți mai multe informații. Oricum va fi o super, super partidă între Liverpool și City. Aș vrea să repet, să facem o scurtă preanaliză, așa dacă îi putem spune, o avancronică acestei super întâlniri cu Vasile Miriuță. Chiar l-am scos deja la tablă. Vasile, noi ți-am pregătit echipele și pe Liverpool și pe City, așa cum cel puțin la prima vedere pare că vor arăta, pentru că, bineînțeles, se poate să fie ceva schimbări în cele două formații. Acestea sunt echipele, avem în felul următor: Alisson, apoi Arnold, bineînțeles Gomez, Van Dijk și Robertson. Milner acolo în partea stângă, Henderson cu Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane. Iar la Manchester City, Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko, apoi Bernardo Silva, Fernandinho, David Silva. Aici este un semn de întrebare, dar asta ne va lămuri Pep Guardiola dacă se va întâmpla vreo schimbare. Sterling, Aguero și Leroy Sané. Avem Mane, avem Sané, avem tot ce ne trebuie în această întâlnire. În primul rând, așa la prima vedere, la ce te aștepți? Pe primul rând, sunt echipele standard. Normal, 99% sunt echipele cu... În spectacol avem. Spectacol nu, știm cu toții, sunt două echipe ofensive, doi antrenori care joacă. Deci vom vedea goluri, sunt sigur. Și în primul rând, două echipe care joacă același sistem, 4-3-3, cu jucători de valoare. Și m-aș exprima un pic aici, la mijloc. O să fiu curios să văd aceste dueluri, da? Între Fernandinho, Sterling, Silva, dincoace Milner, Henderson și Wijnaldum, pentru că la o echipă mijloc este foarte important. Știm vorba, dacă motorul echipei joacă, atunci merge și echipa. Vasile, da? O să te rog să ștergi și imediat o să facem și cuplajul, pentru că chiar aș vrea să ne ajuți puțin la ceea ce înseamnă diferite dueluri cu plaje, dacă vrei, pentru exact. Că până la urmă asta cu este. Plaje, vorba ta, i-am cuplat noi. Trei oameni din atac au mers în partea defensivă a celor de la Liverpool, bineînțeles ceilalți trei ai lui Liverpool au mers în defensivă și avem acele elemente la mijlocul terenului cu Milner, cu Silva, Bernardo Silva, Henderson cu Fernandinho și Wijnaldum cu David Silva. Te rog să ne spui unde vezi diferențele sau unde crezi că s-ar putea face diferența. Deci iau pe Liverpool acum, da? Milner și Bernardo Silva sunt doi jucători un pic diferiți. Milner e un mijlocaș care muncește mult. Bernardo Silva știm foarte bine, are o tehnică bună, da? Acum, Henderson și Fernandinho. Fernandinho un pic mai defensiv. Henderson vine și pe faza de atac. Aduce un plus, chiar dacă joacă în fața apărării. Din cauce, Silva și cu Wijnaldum sunt iară doi jucători, un Silva tehnic, un picior stâng, Wijnaldum iar un jucător olandez, dacă, da? Care muncește mult. Acum depinde, câteodată poți să zici tehnica și cu contramuncii, știi? Deci va fi un deal foarte important aici și părerea mea că Liverpool stă mai bine, chiar dacă Silva și Wijnaldum sunt mai tehnici decât Milner și Wijnaldum. Eu, părerea mea, că munca va aduce un plus la jocul acesta și îl au pe Henderson, care, părerea mea, are un plus față de Fernandinho, care vine și la finalizare, vine și pe faza ofensivă. Dar, încă o dată, aici, părerea mea, aici se va face diferența. Cu toate că, dacă ne uităm la un Sterling, la Aguero, la fel în atacul lui City, în orice secundă a jocului poate să facă diferența, la fel. Bun. Dincolo... Hai să ștergem, Vasile. Și spune-mi, te rog, că tot ai dus puțin spre atac. Da. Care dintre jucătorii de la City, dintre cei trei, îl vezi decisiv? Și același lucru pentru Liverpool. E greu, știu că e greu. E greu, multă lume a zice Aguero, dar mie îmi place mult Sané.
Mai ales aici în bandă, vine unul contra unul, scoate adversarul din joc, merge direct spre poartă, aruncă bine în gura porții, dar încă o dată Agüero rămâne același atacant foarte periculos, are nevoie de o jumătate de ocazie să-ți bage mingea în poartă. Stă jos, tehnică bună, viteză bună, el e cel mai periculos, dar mă aștept la Sané să facă un meci mare. Sterling are parte de suporterii celor de la Liverpool, abia l-așteaptă. Bun, exact. Haideți să mergem și spre atacul celor de la Liverpool. Salah, Firmino sau Mane? E greu de spus și aici, toată lumea poate să așteaptă la Salah, dar probabil vor avea grijă de el, pentru că a fost într-o formă bună, e cu nou jocul, intră în centru cu piciorul stâng, te triblează bine. Firmino la fel, în 16 metri e letal, am văzut și în Champions League când au câștigat în ultimul minut. Mane la fel, un jucător foarte bun din partea stângă, intră interior, mai vine și prin centru, deci... Aici mă aștept la oricare dintre acești trei jucători să facă diferența. Pentru că toți trei sunt jucători în coată care în ultimii 20 de metri poate să facă diferența. Și cea mai grea întrebare, 1x2, care? Despre asta am discutat la partida asta, nu mai poți să zici. Zici 1x2. Important e să vedem un joc așa cum ne place. Sunt doi antrenori foarte buni, poate cei mai buni la ora actuală. Da, și frumoși, creativi, care... joacă, dau libertatea jocului și vor să facă spectacol, pentru că în urmă lumea asta își dorește. Vasile, mulțumesc mult pentru această scurtă preanaliză.